în camp, liniștiți, n-aveți nicio treabă, eu cu Faimon și mai am treabă, bătălia imunității, însă am o rugăminte la unul dintre voi. Oana, am să te rog să rămâi un pic lângă mine. Vreau să vorbesc cu tine. Sigur. Dar voi puteți pleca, pentru că eu cu Oana vreau să vorbesc, da? Și va veni și ea, după voi, în scurt timp. Gata, încheiem aici, cu voi ne vedem, dar eu cu Oana mai stau un pic de vorbă. Să fii femeia mea. Vrei să fii soția mea? Ieri eu te-am întrebat dacă, arăturându-te triburilor, nu știu, poate observ ceva, poate ți-e dor de cineva, îți lipsește cineva. Dar nu puteam să vă spun. Nu puteai, nu. Nu, și știu, eu m-am dat seama și de-aia nici n-am vrut să continuăm acolo, însă voi ați apucat să povestiți astăzi și e frumos, mai ales cu fetele, mai ales cu Ștefania. Și da, ideea este că toată această emoție care ne constituie pe noi și ne face oameni este firească și la Survivor. Dar mai ales acasă. Știi că înainte de a fi Survivor, suntem oameni. Ce te aștepți să se întâmple acum? Am mult în minte. Pe de o parte îmi pare rău că nu am spus la ceremonie. Dar am... Știți cum e? Am fost în Survivor atâtea luni. Și eu mi-am ascuns emoțiile mult timp. Și am crezut că judecata ce va veni va fi mai aspră, dacă spun. Și atunci prefer să nu spun nimic. Da, e tot gemul ăsta de sentimente frumoase. Când a început? Uite, spune-mi. Hai, nu. Când a început totul? Pentru că e legat de Survivor. Da, a început tot. Oana, eu știu. Tu știi că eu știu și am mai povestit și în trecut de viață. Și oamenii au auzit de aici, de la Survivor, cum a început povestea voastră. Da, doar că eu... Noi avusesem un târg, oarecum, să nu știe nimeni acasă. Pentru că nu toată lumea îți vrea binele și nu toată lumea se bucură. Și atunci ce oamenii nu știu, nu poate să atace, cumva. Absolut, da, da, da. Și credeam că o să fie așa, dar aici e greu. Și ce e frumos să-ți vine în minte și îți vine să spui. Îl căutai cu privirea. A, păi doar după el mă uitam aici. Nici nu vă auzeam, sincer, și îmi pare rău. Da, da, nu, 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 dar e normal. E normal. Eu credeam că e cu tata Teo pe undeva prin spate. Mm. Și când am văzut că nu e... Și că totuși nu vine și că eu nu chem. Da, am crezut că e o glumă. Da. Din păcate ai aflat de la ai tăi ce s-a întâmplat, da? E ceva cu totul și cu totul neprevăzut și nedorit. Și asta face parte din complexitatea inimii și a sufletului, dar lacrimile astea, Oana, crede-mă, sunt și de bucurie, sunt și de împlinire. Indiferent ce s-ar întâmpla aici, suntem oameni și indiferent ce s-ar întâmpla aici, oamenii ăștia continuă acasă. Voi, acasă, continuați. Da, dar era bine să fie. Era? Era. Da. Era altfel. Cred că avea mai mult curaj. Eu sper să pot să te fac să-ți găsești echilibru și să înțelegi ce s-a întâmplat și cumva povestea să nu se încheie așa, s-a întâmplat ceva. Nu, la Survivor All Stars, că e și sezon suprem, ca așa îi spunem, lucrurile au final, povestea are final. Iar finalul acestei povești este o surpriză pentru tine și îl vei vedea chiar acum. Pentru că eu o să te rog să mergi într-un loc unde vei afla tot adevărul despre ceea ce s-a întâmplat. Și vei afla acest adevăr chiar de la cine trebuie. Ești pregătită? Nu.
Deci emoția asta credem că o simt și eu, pentru că este cu adevărat un sezon al surprizelor. Spune-mi, pentru că o să faci asta, ești pregătită? Nu-mi leșini, nu se întâmplă nimic, ci doar intri pe frecvența pe care ți-ai dorit-o din secunda în care te-ai întors aici. Și nu uita, Oana, eu am încredere în tine, continuă, ia-ți energia de care ai nevoie acum, că doar un singur furnizor de energie există acolo pentru tine, afectivă în momentul ăsta, deși tu lui, pentru că și el are nevoie de reason, acea rațiune a inimii, da? Dă-i tu și bucurați-vă, bucurați-vă de a trăi survivor, bucurați-vă de a trăi frumos, da? Că sunteți minunați. Hai, ne vedem mâine, da? Cu o altă vibrație, cu un alt hype, cu tot ce, da? Și mai ales puternică, așa cum te știu eu, că te știu bine, da? Hai, îți dau energie, vino cu acel. Poți merge întărită, puternică, să-ți întâlnești surpriza. Hai! Când am văzut-o, am simțit așa, că gen, să nu plâng, că-s băiet, că mi-e rușine, știi, dar băietul e păsăric, e sensibil rău. Da, ai băgat ceva, tata. Nu mai râde. M-am lovit și în genunchi. Astăzi. Ți-a frig noaptea? Nu. Mi-ar fi plăcut să fii și tu. Cred că era mai frumos dacă eram tot. Mi-a făcut manevră. Știu. Mi-era frică de mine în final. Normal. Dar toată lumea știe. Eu ți-am spus de când ai plecat de acasă. Bă, trebuie să știi. Haide. E de fete asta. Și ce dacă vreau să-l ții până vin eu acasă? Păi am asta, uite. Știu, dar tot timpul mă uitam. Știi că tot timpul mă uitam și o acoperei cu bandana. Yeah. Haide, vreau să-l ții tu până vin. E de fete. Nu las cum. O zici că sunt câini cu căsa de căs. Asta ține-l în buzunar. Ei, pur și simplu nu-mi spune nu niciodată. Se comportă cu mine cum se comportă tata cu mama. Fix aceeași chestie. Bine, fii atent. Știi că eu nu sunt capabil să scot cuvinte frumoase pe gură. Mamă, nu. Eu nu sunt capabil să scot cuvinte frumoase pe gură, că mi-e rușine. Și așa că uite faia aceasta. Băi, nu pot să cred. Te-am scris așa că eu ai văzut că nu pot să... Yeah. Nu vreau să... Vreau să citesc după, când o să fiu eu cu mine. Vreau, nu vreau să plâng, am plâns de când am venit aici. După ce o citești, o arzi. Deseori ce scot pe gură, eu nu simt. Adică folosesc cuvintele contrarie tot. Adică în loc să spun te iubesc, îi spun ce grasă ești sau nu știu. Așa îi spun inclusiv lui mama sau lui sormea. Mi-e rușine să scot cuvinte frumoase pe gură, nu știu de ce. Femeia mea, aș vrea să-ți pot cânta ce simt, dar tot ce pot face acum e să-ți scriu. Știi că foamea, stresul și neacceptarea oamenilor nu este o pricină de poticnire pentru mine. Da, pe tine nu poate să te oprească nimic. Da, citești odată. Aici mi-am dat seama că toată viața am alergat după succes și în sfârșit mi-am făcut curaj să alerg după dragostea mea. Fă! Vezi, am zis că nu mai plâng. Mamă, mai secat zilele astea. M-ai făcut cu capul. Haide! Acea dragoste pe care nimeni nu mi-a dat-o niciodată, pentru că e singura care a putut să vadă dincolo de jador. Singura care a înțeles că sunt doar un suflet care caută sufletul potrivit pentru a-și întemeia o familie. Adică babardeală.
copii. Ești muza mea, așa că toate piesele pe care le voi lăsa, ți le duc ție. Voi las-mă în pace. Dacă nu voi fi cu tine, voi rămâne sigur pentru totdeauna. Băi... Mă jur că cu gândul la tine am făcut asta. Mi-e rușine să-i spun că o iubesc. De oare de ce? Da, e bine. E bine. Mi se pare fata cu care îmi doresc să am copii. Adu-mi trofeul acasă, căci mi se cuvine. Am mare încredere în tine, căci atunci când regele nu mai poate, mai poate regina. Te iubesc și mi-e dor de tine. Că te iubesc pe tine. Și vreau să fii femeia mea. Păi, haide, măi. Da, vrei să fii soția mea? Da, măi, băi, ce e asta? Da. Vrei? Păi, normal. Tu știai că e răspunsul. Mă întreb chestii pe care le cunoști oricum deja. Știu. Tu știi, dar tu știi că eu chiar vreau și știi că vreau să rămân toată viața cu tine. Am cunoscut-o aici, trebuia să o cer aici. Și să aibă în inimă, că e femeia mea. Gata, mă însor. Am și naș, am tot ce vreau eu. Nu-mi imaginam că o să te... Știi cum voiam să te cer? Cum? La un concert mare, o să cobor din elicopter cu microfonul în mână și o să strig: vrei să fii femeia mea? Și tu ziceai: da! Și aia era... Dar uite cât te cer în pădurii cu stomacul gol și răpănos. Gata, mă însor, mă pun la casa mea. Îmi faci un puiez, rup treaba acolo. Mamă, te dai seama cum audim ăsta acum? Foarte urât. Asta e, madame. Doamna mama lui Oana, halal ginerii, dacă ai rachiu, te iubesc. Bă, mai aveam o voi și doar am repetat. Știi care era replica pe care voiam să o zic? Care? Deci fii atent, m-am gândit cum să o cer, știi? Am zis că mă pun în genunchi, mi-era așa rușin în fine. Hai să zic cum voiam să te cer, să zic, gen. Voiam să zic că premiul meu de la Survivor ești tu. Că deja sunt câștigat. Am câștigat înainte să vin. Dar noi amândoi am câștigat. Era drăguț, nu? Era, da. Ne-am adunat astăzi aici să vadă toată lumea cum cer eu de femei o fată. Am cerut-o de femei, mi-a ieșit foarte prost. Asta este, m-a ales defect. Ea nu știe în ce să bagă, asta este, e femeia mea. În nimeni să n-ai încredere. Una. Toată lumea care mă susține pe mine, o să te susțină pe tine, să vezi. Și dacă ajungi în finală, o să câștigi. Că toată lumea care trebuia să mă voteze pe mine, o să te voteze pe tine. Îmi pare rău că o să sară pe ea, toți. Știu asta. O să o pună la zid, dar... N-am ce să fac. Știi. Știi, da? Da, știu. Vezi, să te... să... te îmbraci. Știu. Vezi să nu-ți rup picioarele pe aici. Nu, o să fie ok. Îmi pare rău că am plecat. Pe de-o parte mă bucur că nu m-a dat niciunul afară niciodată din Survivor. De la nicio emisiune nu a putut să mă dea afară pentru că... S-o dovedi și cu voturi și fără voturi, eu sunt același. Dacă vii acasă cu mic, te țin la ușă. O să mănânc. Dacă vii acasă cu portbagajul mic,
La ușă, tiță. Să nu vii cu, bagajul mic, că mi-ar nu-mi place bagajul mic. Nu trebuie să știi toată lumea ce chiar nu-mi place. Îmi place de tine grasă. Îți place? Da.